Scrierea numerelor în baza 10 este o scriere pozițională, deoarece fiecare cifră are o anumită valoare în funcție de locul unde este scrisă. Imaginează-ți ce impact ar avea asupra ta faptul că ai transferat accidental 1000 de lire unui prieten în loc de 100. Poziția fiecărei cifre dintr-un număr indică valoarea sa. Scrierea în baza 10 ne ajută să înțelegem că 580 și 2 înseamnă un număr alcătuit din 500, 80 și 2. Valoarea cea mai mare este în partea stângă. În ordine, de la dreapta la stânga, avem clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanelor, clasa miliardelor și așa mai departe. Coloanele reprezintă sute, zeci și unități. Numerele de la 0 la 9 sunt clasificate ca unități. Pentru numere mai mari, trebuie să mergem la următorul ordin: 10, apoi la sute, 100, apoi mii și așa mai departe. De fiecare dată când dorim să afișăm un număr mai mare, adăugăm un ordin în stânga. Numerele zecimale sunt alcătuite din parte întreagă și parte zecimală. Partea zecimală este un număr mai mic decât 1 și mai mare sau egal cu 0. Zecimalele unui număr sunt cifrele afișate în totdeauna în partea dreaptă a virgulei. După virgulă putem continua să adăugăm cifre în dreapta pentru ordinul zecimilor, sutimilor, miimilor, etc. În acest exemplu, valoarea 1 este pentru sute, valoarea 2 este pentru 10 3 este pentru unități, 4 este pentru zecimi, 5 pentru sutimi și 6 pentru miimi. În partea zecimală, fiecare poziție indică o valoare de 10 ori mai mică decât poziția din stânga sa, adică o sutime este mai mică de 10 ori decât o zecime și tot așa. Numerele întregi pot fi înțelese cu ușurință privind axa numerelor. Hai să vezi așezarea lor. 0 este și el număr întreg, dar mai există și numere întregi pozitive și negative. Atunci când aplicăm operațiile de bază la numere întregi, este ușor să devenim confuzi, dar folosirea axei numerelor și cunoașterea unor reguli utile ne pot ajuta să o facem corect. Numerele negative sunt mai mici decât 0 și sunt întotdeauna însoțite de un semn minus. Numerele pozitive pot fi afișate cu un semn plus, dar, în general, dacă nu este afișat niciun semn, se presupune că numărul este pozitiv. Utilizăm numere negative în fiecare zi. Congelatoarele utilizează numere negative pentru a arăta că temperatura este mai mică decât zero. Ascensoarele le folosesc pentru etajele de sub nivelul solului iar contul tău bancar arată toți banii extrași și descoperirea de cont ca numere negative. Puteți să numărați unități de măsură pe axa numerelor pentru a ajuta la calculele care implică numere negative. Să ne uităm la regulile privind adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea numerelor întregi negative. A aduna la un număr dat un număr negativ înseamnă a scădea valoarea absolută a acestuia din acel număr. De exemplu, dacă ai 10 lire în contul tău bancar și ai cumpărat ceva de 12 lire, soldul tău bancar ar fi minus 2 lire. Iată un alt exemplu. A scădea dintr-un număr dat, un număr negativ, înseamnă a aduna valoarea absolută a acestuia la acel număr. Un nou exemplu. Gândește-te din nou la contul tău bancar. Dacă ai 10 lire în contul tău, iar banca rambursează o tranzacție negativă din partea ta, înseamnă că se adaugă înapoi la contul tău. Minus lângă minus înseamnă plus. Iată un alt exemplu. Dar dacă ai avea un sold bancar de minus 357,82 lire și angajatorul tău îți plătește suma de 1200 de lire. Din suma aceasta plătești chiria, 160 de lire, asigurarea, 85 de lire, telefonul, 42 de lire. Câți bani ai mai avea pentru fiecare zi rămasă până la următorul salariu, în așa fel încât să nu te mai împrumuți? Când înmulțim sau împărțim două numere cu același semn, rezultatul este întotdeauna pozitiv. Când înmulțim sau împărțim numere cu semne contrare, răspunsul este întotdeauna negativ. În concluzie, poziția unei cifre într-un număr are un mare efect asupra valorii acelei cifre. Pentru a efectua operații cu numere întregi, trebuie să aplicăm cu atenție regulile semnelor. Pentru noi tutoriale educaționale, te așteptăm pe canalul nostru de YouTube, Tutoriale minus video.